Astăzi, Inspectoratul de Jandarmi Județean Suceava a organizat o prezentare a tehnicii și materialelor din dotare, un moment de dresaj cu câinii de serviciu din cadrul Inspectoratului, precum și un exercițiu specific tuturor montane, coborâre în rapel. Jandarmeria Română sărbătorește miercuri, 3 aprilie 2019, 169 de ani de când domnitorul moldovean Grigore Alexandru Ghica a semnat legiuirea pentru reforma Corpului Slujitorilor în Jandarmi, document care prevedea faptul că jandarmeria este o putere înființată pentru a priveghea siguranța publică, ținerea bunei rânduieli și aducerea la împlinirea legilor, executarea zilnică a unui serviciu ordinar pe baza regulamentelor sale și a unui serviciu extraordinar la solicitarea autorităților. Seria manifestărilor dedicate Zilei Jandarmeriei Române se va încheia miercuri pe 3 aprilie la Muzeul de Istorie din Suceava, cu un simpozion privind istoricul instituției și o expoziție în cadrul căreia vor fi prezentate obiecte descoperite în județul Suceava, în locurile în care s-au desfășurat luptele din cele două războaie mondiale.